Bună ziua, bună ziua, rețetele sunt gata. Pâinica, mieluț, aceasta este pâinica. Ia uitați cum a venit. Așa. Pâine, ia uitați, pâinică, miel. Și am preparat și o farfurie de linte. O bunătate. Ia uitați, este bună, bună, bună. O vreți mai zimoasă, puneți mai multă apă. Și pentru lintea noastră, pentru linte, eu aici am 250 de grame de linte gata spalată, linte roșie. Vedeți? Așa, 250. Mai am nevoie de două roșii micuțe, nu mari, sau roșii cu pulpă sau bulion, cu linguriță. Aici. Aici am circa 40-50 de grame. Cât doriți să puneți de el, cât o vreți de roșie să fie. Aici am ulei, tot așa 40 de grame de ulei. Să-mi pun un cățel de usturoi și 2-3 foi de dafin. Eu le am de la copăciorul meu. Foi de dafin, așa. Și sare. Sarea o am aici. Și sare, numai că sarea se pune la urmă. Și apoi o să mai avem nevoie și de apă. Ca să punem peste. Eu aici am jumătate de kilogram. O tigăiță. Unde o să punem, lintea. O punem pe toată. Să știți că într-un sfert de oră, maxim 20 de minute, este gata. Dacă îi puneți sare, durează mai mult. Așa. Și punem lintea. O acoperim cu apă. Așa. Să fie așa două degete, două degete jumătate. Eu am pus la 250-500 de apă. Dacă mai e nevoie, mai punem puțină apă călduță. Așa. Sarea am spus că o punem la urmă. O să punem roșii. Puteți pune și roșii proaspete. Una, două, trei. O lingură de bulion sau diluat în puțină apă. Sau, cum pun eu, roșii în suc. În suc de roșii. Așa, punem și ulei. Foi de dafin. Și foile de dafin le strivim așa puțin ca să iasă din ele. Așa, și rămân întregi. Mai am una micuță. Și un cățel de usturoi. Am să-l tai așa în patru. Doar atât. Și sarea la urmă. Putem amesteca puțin, puțin cu palețică toate ingredientele și punem pe foc. Și o să vedeți că într-un sfert de oră, cât terminăm noi pâinica, lintea noastră este gata. Acum dăm pe foc și, cum am spus, sarea la urmă. Și ne apucăm să facem aluatul pentru mieluțul nostru de pâine. 500 de făină. Jumătate de cup de drojdie. Puteți pune și un cubuleț întreg. Un ou. 150 de lapte. 50 de apă. 60 de ulei. 50 de unt și cam o linguriță de sare. Așa. Acestea sunt ingredientele toate. Și o să mai avem nevoie de o linguriță de zahăr micuță ca să punem peste drojdie, să o activăm. Așa. Și o să le dau așa deoparte. Aici o să facem drojdia noastră, o să o topim în apă. Apa este călduță. Nu fierbinte, călduță. Așa. Punem drojdia și o punem aici în apă. Și punem și un praf de zahăr. Cam o linguriță.
vedea. Așa. Aveți o linguriță rasă de zahăr. Și amestecăm să se topească drojdia și apoi adăugăm puțină făină. Așa, s-a topit. Adăugăm o lingură de făină. O lingură, două, ca să avem așa ca o smântânică. Mai punem puțină. Deci la linte, 15 minute, maxim 20 de când începe să fiarbă. Când începe să fiarbă, vă uitați și controlați să vedeți dacă este fiartă. Amestecăm așa bine să nu avem cocoloașe. Și aceasta este maiaua noastră. O lăsăm puțin să se activeze drojdia. Și apoi o unim împreună cu făina și cu celelalte ingrediente. Așa. O acoperim că stă călduță, călduță, călduță și se activează imediat. Așa. Și o dăm aici deoparte. Aici avem făină. Iam să topesc puțin untul. Așa. Și acum am să pun cam o linguriță de sare. Cam așa. Ia uitați. Punem cam o linguriță să fie. O amestecăm așa cu făina. Începe să facă beșicuțe. Așa. O să adăugăm aici în interiorul oul. Începe să fiarbă lintea. Ia uitați. Vedeți? Începe să fiarbă și acum ne uităm și la ceas. La foc potrivit. Așa, am pus oul. O să punem și laptele. 150 de lapte. Așa, amestecăm. Ia uitați cum fierbe lintea noastră. Dăm la mic. Am să pun și untul topit. Amestecăm. Punem și o parte din ulei. Așa. Eu am pus ulei de măsline, dar puteți pune și ulei de floare soarelui. Așa. Ia uitați. A crescut puțin, puțin. Așa. Și acum adăugăm aici și amestecăm împreună.
amestecăm. Amestecăm să facem aluatul pentru mieluțul nostru. Aici pe masă. Și amestecăm bine, bine, bine. Totul. Adăugăm și restul de ulei, așa puțin câte puțin. Și este aproape gata și aluatul nostru pentru mieluțul nostru de Paște. Așa. Mai adăugăm puțin ulei. Îl punem pe tot. Și frământăm. Vedeți? Așa arată. Frământăm până punem tot uleiul. Așa. Puteți pune și ulei de floarea soarelui, cine dorește. Am pus tot uleiul. Îl frământăm puțin aluatul și este gata. Așa. Și ne dăm forma la mieluțul nostru. Ia să ne uităm și la lintea noastră,
Să vedem cum este. Așa. Uite, o foaie de... Ia uitați-o, lintea. Așa, am să mai pun puțină apă. Nici nu m-am uitat la ceas să văd cât... Mai punem încă puțină apă. Am căzut o bobiță. Este aproape fiartă. Este fiartă. Este fiartă. Am să o las așa. Eu o las mai scăzută. Așa. Și o să adăugăm sarea. Sarea noastră, că este fiartă. Acum adăugăm sarea peste. Așa. Adăugăm sarea. Și poftă bună! Aceasta este linte. Ia uite să se vadă în această formă. Eu am. Vă puteți desena cu creionul și puteți face și pe deasupra, pe hârtie. Desenați, întoarceți și apoi cu o foaie subțire de hârtie de copt o puneți în jur și aici o să puneți câte un păhăruț de țuică și ca să aibă forma, să rămână forma. Așa, am să luăm cu puțină untură. Cu puțină. Așa. Ca să nu mi se lipească. Și o să-l punem aici, pe tavă. Și o să-l umplem aici. Așa. Aici avem aluatul nostru, care este gata. Ia uitați-l cum arată. Aluatul de pâinică. Așa. O să întindem. Așa, o să întindem. Să întindem mai întâi jumătate și să vedem cum intră. Așa. Să-mi dau deoparte asta. Așa. Și o să întindem aluatul, așa bine. Iam să-mi pun aici formă. Așa. De miel. Și aici o să întind. Aici avem un cuțită și acum o să tăiem șuvițe și o să le punem așa în interior ca să dăm forma la mieluțul nostru. O să vedem. Așa.
mai lung aici ca să-mi dau forma la blăniță. Și tai așa șuvițele. Cucu, Mihaela! Ne pregătim de Paști și ridic așa în sus aceste bucățele. Așa. Și am să pun aici o urechiușă. O să mai fac încă una. Întind aluatul, o să fac mai subțire. Așa, și-l tai. Așa, și acum duc așa deasupra aceste. Ia uitați. Așa. Și punem așa aici. Acum ne facem partea din față și am să o fac așa. Ia să vedem. Dacă mi încape doar una singură. Așa. Aici. Și acum ne facem corpul. Și tot la fel, ca să facem blăniță, eu întind. Așa. Și apoi ridicăm așa sus. O să așez mai întâi una aici. Întindem. Cozonacul crește. Acum și-am să-l dau la cuptor. Așa. Așa peste. Așa. Pur și simplu le ridicăm în sus. Așa. Ca să dăm ca și cum ar fi blăniță, vedeți? Le punem așa deasupra. Așa, am să pun una așa aici. Aruncăm nimic. Așa, și ducem în sus. Așa. Și le așezăm așa. Și întindem. Așa. Acum întindem altă foaie. Și
cu restul de aluat care ne rămâne, o să facem puișori, o să facem ce dorim. Și acum tăiem din nou. Așa. Și răsucim. Și întindem aici ca să facem mai subțire. Ridicăm în sus. Și aceasta o să fie blănița. Așa. Și așezăm așa aici. Cu puțin spațiu între ele. Tot la fel. Cu răbdare. Și o să avem pâinica noastră mieluț pe masă. Așa. Asta mi se pare mai micuță și am să o pun aici la codiță. Așa. Ia să iau pe aceasta. Sau este impresia mea. Așa, și acum ridicăm așa în sus, una câte una, ia uitați-le, așa, și acum o să mai punem acolo. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Cozonacul crește în tavă, imediat vi-l arăt. Așa, am să las să crească și pâinica. Așa. Ia să vedem. Aici, asta așa. Și aceasta am să fac așa mai lunguiață. O să facem partea de aici. Așa. Și aici putem să-i dăm și guriță, să-i facem și ochișori. O să facem după aceea, o să facem. Ia să vedem dacă reușesc să fac o tăietură. Așa, aici or să vină ochișorii. Așa. Ia uitați. Mieluțul. Acesta este mieluțul. Ce-am face noi este pâinica. Vedeți cum a venit? Și pe spate arată așa. Ia uitați. Așa. Și pâinica este moale și bună. Să știți că este foarte bună la gust. Eu din această pâinică, din acest aluat, fac și puișori, și iepuraș, și floricele, și umplute cu brânzigă. Aluatul este bun pentru mai multe, și cu cremă, și cu brânzigă. Să știți că este foarte bun. Și lintea, cine dorește să facă linte, în 15 minute este gata. Și cum am spus, sare să o puneți la urmă.
E să vă arăt și pâinica. Să vă arăt și pâinica cum este. Ia uitați-o cum arată. Vedeți? Așa. Pâinica, ia uitați. Și lintea. Ia uitați ce bine arată. O vreți mai zemoasă, lintea? Aceasta este de post. O vreți mai zemoasă? Puneți mai multă apă. Se face foarte repede, în 15 minute. Și singura condiție, ca să nu dureze mult la fiert, să nu puneți sare la început. Puneți când ați terminat. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă doresc sărbători fericite, Paște fericit și binecuvântat. Și ne vedem cu următoarele rețete. Vă pup dulce și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. La revedere! Sărbători fericite!